Eu am mistuit o casă astăzi la primele ore ale dimineții pe strada Soarelui. Pompierii au ajuns repede, iar misiunea n-a fost deloc ușoară. Au intervenit cu două auto speciale cu apă și spumă și echipajul SMURD a intervenit imediat. Au transportat de urgență la spitalul județean pe femeia rămasă fără casă. Nimic n-a mai rămas din locuința femeii de 52 de ani, care de 2 ani, de când i-a murit mama, a rămas singură pe lume. Casa de la numărul 51 este împărțită în trei. Femeia locuiește în ultima parte a imobilului, în părțile dinspre stradă, avându-și domiciliul alte două familii fără vreo legătură între ele. Tot ce au putut face angajații ISU a fost localizarea incendiului, care ar fi putut lăsa încă două familii fără acoperiș deasupra capului. Tanti Maria, de 82 de ani, a fost de departe cea mai afectată. Are perete comun cu femeia care a declanșat focul. Aceasta a avut nevoie de îngrijiri din cauza panicii care a cuprins-o. Vecinii cunosc problemele de sănătate ale femeii, dar spun că s-au săturat. Le este greu să mai conviețuiască cu persoana care le face viața grea și nu mai știu cine ar putea pune capăt acestei situații. Se pare că femeia căreia i-a ars casa nu este responsabilă de faptele sale, după cum povestesc vecinii. A mai avut tot felul de reacții deplasate, dar de data aceasta efectele puteau fi dezastruoase pentru toți locatarii imobilului. Păi a luat foc, a dat foc, ce? Ia a dat foc. O cunoașteți? Da, da. Păi dacă e vecina noastră, uite, eu locuiesc aici. De ce a dat foc? Nu mai e normală. Normal. A fost alată din creată în spital și ăștia nu țin în spital. Dacă 3-4-5 zile. Are afecțiuni psihice? Are, da. Are și diabet ăsta, nu diabet. Cam ce vârstă are? Are 50 de ani. Dar e o dementă. Ca să dai foc la... Nu e ușor să dai foc la casă. Cum? Dacă ești normal. Locuiește singura? Singură, da. Dar a fost afectată și casa vecinilor? Da, bre, uite, are amândouă, asta, casa e la trei familii. S-au împus toată casa de fum. Dar foc, eu știu ce-o fi în podul acolo. Dar femeia care spuneți că a dat foc, a fost arsă, a pățit nu, ceva? Nu. Acum o luat salvare. E arsă mâna aici. Păi ea a dat foc. Ei și-a dat foc? Da, ea. Ea și-a dat singură foc. Nu de la sobă? Nu, bre, nu de la... Da. Ea n-are sobă. Ea și-a dat foc. Are, ea doarme jos, nu doarme pe pat. Și-are toale, și-a dat foc la toale și acum uite, era cu alea jos. Și a ars mâna. Aici așa are mâna ars. A mai fost internată la psihiatrie? A la altele a venit. Ce nenorocit casă. La câte case s-a extins focul? La două, uite. O cunoașteți pe femeia care și-a dat foc? Da, da, da. Și tu ce-a făcut nenorocită. Dar de ce nu rămâne la spital? Nu ține, nu ține nimeni. Deși vecinii femeii rămase fără casă susțin că aceasta și-a dat foc, pompierii se pare că au stabilit cauza incendiului. În această dimineață, jurul orei 9, am fost solicitat să intervenim pe strada Soarelui, municipiul Giurgiu, pentru a lichida un incendiu bunit la o locuință. Ne-am deplasat la fața locului cu două auto speciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. În incendiu au fost afectați pereții la trei camere, două camere de locuit și o bucătărie și de asemenea au ars mobilierul, textile, electrocasnice și tocăria celor trei camere. Care au fost cauzele incendiului? Cauza probabilă de incendiu a fost stabilită în urma cercetărilor ca fiind fumatul, fără respectarea normelor în vigoare. Cu toate că din casa ei nu a mai rămas nimic, femeia s-a ales doar cu arsură, pe care medicii au stabilit să o trateze la Giurgiu. Da. O pacientă de sex feminin în vârstă de 51 de ani a fost adusă la orele 9:30
cu arsură gradul 2 la braț, în o treime superioară și axilar. Această arsură a fost produsă într-un incendiu prin flacăra de la incendiu. Restul suprafeței corporale este aproape intactă, iar din punct de vedere al tratamentului, apreciem că se poate trata și în Spitalul Județean Giurgiu. Și dacă lucrurile stau așa cum afirmă vecinii femeii rămase fără nimic, cine ar trebui să ia măsuri? Atunci când un om este plimbat cu salvarea periodic între spital și casă, până la urmă unde este locul? La spital sub supraveghere specializată sau în casa ei? Deși admiterile în centrele pentru persoanele cu afecțiuni neuropsihice au fost sistate din luna ianuarie 2006 prin hotărârea colegiului director al DGASPC, prin excepție, în cazul acestei persoane, instituția noastră a propus să fie admisă într-un astfel de centru. În acest sens, ne-am preocupat de întocmirea documentației necesare, inclusiv documentele necesare pentru încadrarea într-un grad de handicap. Instituția noastră a emis și o decizie de admitere, însă, la momentul preluării, persoana în cauză a refuzat categoric să meargă într-un centru. Nefiind o persoană pusă sub interdicție judecătorească, în înțelesul legii, nu am putut să procedăm la preluarea ei cu forța. Această femeie neajutorată nu este singurul caz în care lucrurile sunt confuze. Dacă un om este stăpân pe destinul său, chiar dacă nu mai are discernământ și lucrurile degenerează, cea care trebuie să intervină este familia, încât persoanele cu nevoi speciale să aibă parte de ajutor specializat. Și dacă nu există o familie, atunci ce este de făcut? Comunitatea în care locuiește trebuie să se sesizeze autoritățile, care nu pot interveni așa, oricum. Iar ca o persoană să fie ținută împotriva voinței sale într-un centru specializat, este nevoie de un ordin judecătoresc. Ordinul judecătoresc nu poate fi emis decât în baza hotărârii unei comisii. Comisia hotărăște în baza unor sesizări și tot așa. Ajungem fără doar și poate la o concluzie. În general lipsesc sesizările, asumările. Atunci este nevoie de autosesizare. Autosesizarea celor în drept. Cine se autosesizează încât astfel de persoane să nu mai sufere, ca o întreagă comunitate să nu mai suporte consecințele nepăsării?